locali. Adică, întrebarea care s-a născut în urma acestei decizii a Curții Constituționale a României este foarte clară. Un parlamentar condamnat definitiv cu suspendare mai poate sau nu să-și exercite mandatul de parlamentar, de ales al neamului. Motiv pentru care concluzia Biroului Politic Național a fost aceea de a promova încă de astăzi, pentru că am reușit să strângem semnăturile, inițiativele legislative care aduc această poziționare identică între aleșii locali care sunt condamnați și parlamentarii care sunt condamnați, indiferent de modalitatea în care își exercită privațiunea de libertate.